păcate, afecțiunile de sănătate nu ne întreabă ce zi este și nici ce anotimp și de regulă nu știm cum să ne comportăm atunci când vedem anumite simptome la cei din jur. Sau cel puțin nici măcar nu ne dăm seama ce ar putea fi, ce afecțiune ar putea fi. În această dimineață vom discuta cu Mariana Luță, medic neurolog, despre accidentul vascular cerebral. Ce înseamnă acesta, cum se manifestă, aflăm chiar în această dimineață. Bună și bine venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Bună dimineața celor care ne privesc de acasă! Deci, accidentul vascular cerebral este o patologie a sistemului nervos în care este afectat vasul, țesutului cerebral. Sunt două tipuri de atacuri cerebrale, ischemice și hemoragice. Cel ischemic este dat de către obstrucție, adică blocarea unui vas cu un tromb sau un cheac de sânge, iar cel hemoragic este datorat unei ruperi de vas. Cauzele sunt multiple, deci hipertensiunea arterială, anevrismele, manifestările clinice ale unui atac și ceea ce trebuie să știe fiecare om de planetă sunt dereglările de vorbire, care, de exemplu, pacientul nu ne înțelege ce vorbim sau nu poate vorbi, apar blocuri în limbaj, dereglările vedere, apare ceață în fața ochilor sau dublare vederii, amețeli, grețuri, vome, da? Dureri violente de cap, neexplicate de altă cauză, slăbiciune într-un braț și într-un picior sau chiar amorțeli și furnicături, deci și alte în dependență de zona afectată. Bine, și acestea sunt anumite simptome care ar trebui să ne alarmeze că se apropie sau există potențialul de a se petrece un accident vascular cerebral. În cât timp? În cel mai scurt timp posibil, da, ne adresăm la medic, fiindcă este oarecare fereastră, un oarecare timp în care acționăm rapid și timpul înseamnă creier. Da? Cu cât mai repede ne adresăm, cu atât mai mult țesut de creier salvăm. Exact. Și astfel scăpăm pacientul de un handicap sever care poate dura pe toată viața sa. Da? Bine, și ce putem să facem noi în cazul în care un apropiat al nostru observăm că a suferit un accident vascular cerebral? Deci, în primul rând, chemăm ambulanța, iar în acest timp plasăm pacientul în caz că nu și-a pierdut conștiența, plasăm pacientul într-o poziție laterală de siguranță, adică îl culcăm pe o parte și ferim de orice obiect care s-ar putea să se zlovească. Verificăm pulsul, dacă putem și tensiunea arterială, respirația, vedem stare de conștiință și așteptăm să vină ambulanța pentru a prelua pacientul. Și în niciun caz nu masăm. Nu masăm, nu dăm pacientului lichide sau alimente stropim să bea, cu apă rece, fiindcă pot fi și probleme cu la înghițit. Bine, dar noi de regulă știm că infarctul, atacul miocardic, accidentele vascular cerebrale suferă doar persoanele care trec de o vârstă anumită și în ultima perioadă ne dăm seama că aceste afecțiuni întineresc. Exact, despre asta și am vrut să vorbim. Aceste afecțiuni, din păcate, întineresc, nu alege aceste boli, nu aleg pacienții și la ce vârstă se întâlnesc. Deci cel mai... să spunem așa, tânăr pacient pe care l-am întâlnit a fost de 18 ani, da? A suportat un stres oarecare, s-a ridicat tensiunea peste 180 și a suferit acest accident vascular. Dar la tineri sunt cauze, alte cauze decât la vârstnici. Căutăm alte cauze. Care ar putea fi? Este un organism tânăr care știe să se mențină, face mișcare, parcă nu am avea atâtea stresuri? Cauzele sunt ereditare, sunt vasculite, adică inflamația vaselor sau afecțiuni de coagulare ale sângelui. Sângele este prea diluat sau, din contra, este prea viscos, spunem așa. Și, adică, cauzele sunt multiple. Asta și este rolul nostru de a le descoperi. Siguranță. Vehiculă pe internet așa o măsură în cazul în care observi pe cineva să îi împungem
cu acu și să curgă sânge până vine medicul. Nu, în niciun caz, nu se recomandă. Deja este de mult învechită, da, această metodă. Trebuie pur și simplu de chemat ambulanța, pacientul va fi adus la instituția medicală respectivă. Cum am zis, fereastra este importantă de 3 sau 4 ore jumate în care putem salva pacientul prin așa numita extracție a trombului chirurgical, prin trombectomie se numește, sau printr-un medicament, tromboliză, în care se dizolvă acest cheag și face minuni, adică în câteva minute, în câteva ore, pacientul revine la normal. Cât este de importantă intervenția promptă atunci când observăm anumite simptome? Se pare că pot fi salvate vieți. Ne-ați spus dumneavoastră despre niște măsuri pe care putem să le întreprindem atunci când observăm persoana de alături că suferă de un astfel de atac. Ce facem atunci când persoana nu este conștientă? Când persoana nu este conștientă, la fel, intervine așa. Urgența. Nu, la fel o poziționăm da. Pe lateral, deci nu există atitudine diferită. Nu, sau... lăsăm pacientul cum în poziția respectivă, deci nu mai este risc așa. De a se lovi de, uh-huh. de obiectele din jur și chemăm ambulanța care pacientul va fi transportat într-o unitate de terapie intensivă. Cel deci, mai urgent timp sunt obligate. Nu este un caz în care am putea, general valabil, de exemplu, Doamne ferește, de la un nec este o instrucțiune, de la altceva, de la o fractură este o instrucțiune. Aici cel mai bine strict. Să nu facem nimic, exact. Doar exact. Să cumva să imobilizăm pacientul mai și ales, să așteptăm medicul. Exact, mai ales în cazul în care nu am văzut cum s-a întâmplat evenimentul, poate pacientul este traumatizat și în cazul în care îl deplasăm sau îi facem altceva, facem mai rău. Vrând să facem bine. Pentru că mulți, dacă asta pacientul semnalizează dureri aici sau în altă parte, mulți încep al mângâia, îi face masaja. Nu, absolut nu. Fiindcă mai ales unii încep în cazul amorților sau slăbiciunilor în picior, în mână, să maseze zona. Respectiv, se poate rupe un tromb din arterele membrelor inferioare, adică din picioare, și facem mai rău. Încercăm să nu agravăm cel puțin situația. Cu siguranță ne dorim cu toții să nu suferim astfel de accidente vasculare cerebrale, dar pentru a preveni acesta, am putea face anumite investigații, am putea duce un anumit mod de viață. Cum ne ferim de astfel Sigur. De atacuri? Și aici ne referim, deci facem referință la factorii de risc ai accidentului vascular. Da? Sunt factori modificabili și nemodificabili. Cei nemodificabili, sigur, sunt sexul, fiindcă populația masculină, din păcate, este afectată mai mult decât femeile. Chiar rasa, da? Adică pacienții de culoare neagră sunt afectați mai des decât cei de culoare albă. La fel vârsta, care nu o putem, din păcate, modifica. Dar factorii modificabili sunt modul sedentar de viață, patologie concomitente, cum ar fi hipertensiunea arterială, de care trebuie să, mai ales odată în viață s-a ridicat tensiunea arterială, trebuie să monitorizăm, trebuie să facem o consultație ca profilaxie la un specialist cardiolog, dislipidemiile, adică problemele de hiper... de lipide prea multe în sânge, așa. Să spunem așa, de degradarea metabolismului lor. Deci obezitatea, sigur, care este o cauză secundară a sedentarismului. Deci, la fel, anticoncepționalele orale, care la fel pot dezvolta această patologie. Este bine să fim informați și atunci când observați anumite tendințe de a dezvolta toată această... Cel mai bine se va adresați medicului, da? Da, cu siguranță. La noi medicii de obicei oferă tratament, deja în cazuri excepționale, în cazurile de intervenție directă se fac operațiile. Da. Pentru cei care își doresc o stabilitate emoțională, pentru că de regulă aceste atacuri apar, survin tot în urma mai unor stresuri. Pe fond nervos. Exact. Depresii, unui stres, da. Cum ne menținem această stare de calm, de liniște, fără apela la medicamente? Fiecare și are mecanismele sale individuale de creare a unui confort emoțional propriu, însă da, adică recurgem la, iarăși, nu mai stăm acasă, ieșim, facem acțiuni, facem plimbări în aer liber, dar cel puțin 40 de minute de 3-4 ori pe săptămână, fără un efort prea mare,
Da, adică modificarea stilului de viață. Găsim ceva care să ne placă, ca hobby, ca... Care să o călătorie. Ne... Exact. Într-un oraș fiecare mic din Europa, de exemplu. Exact. Întotdeauna este o soluție. Asta ar însemna că trebuie să fim fericiți, iar fericirea ne va înlocui o vizită la doctor. Mulțumim tare frumos pentru prezență și pentru sfaturi. Cu plăcere. Fericirea ne-o creăm noi. Cu siguranță fericirea o creăm noi. Și multă sănătate vă dorim. Multă sănătate vă dorim. Indiferent, se spune că dacă ești medic înseamnă că trebuie să fii neapărat sănătos. Ei, nu e chiar așa. Avem și noi și cu toți împreună nevoie de sănătate. Mulțumim foarte mult. Prieteni, starea de nervozitate în toată